cel mai urât târg de Crăciun, sau cel puțin așa spun oamenii care au lăsat comentarii pe pagina oficială a evenimentului. Pentru că anul trecut am fost la Craiova, cel mai frumos târg din România și al treilea cel mai frumos din Europa, așa cum a fost el votat. Ei bine, anul ăsta te-am adus la Constanța. Bun venit! Hai să mergem să vedem despre ce este vorba. Încă o chestie, înainte să începem vlogul. De fapt, două lucruri înainte să începem vlogul. Primul lucru, târgul ăsta a început cu stângul. În momentul când au dat drumul târgului, s-a blocat roata asta din spatele meu și au rămas oamenii acolo, i-au dat pompieri jos, au făcut atac de panică. Deci n-a fost bine. După aia s-au închis niște tarabe pe aici, că i-au găsit cu mâncarea în neregulă, mâncare care ei spuneau că e făcută în Ardeal și de fapt era făcută în București. Iar al doilea lucru, la fel de important, poate cel mai important decât ăsta pe care ți-l-am spus acum, este că avem membership. Așa că dacă vrei să susții canalul ăsta și mai mult, avem niște, cum să le spun, Simina, niște calități de membru al canalului, adică în afara faptului că te abonezi, poți să și susții canalul plătind o taxă. Vlogurile vor rămâne la fel, toată lumea va vedea vlogurile, doar dacă vrei să susții mai mult canalul ăsta, avem trei tipuri de abonamente, niște abonamente pe care practic nu le dai bani și nu îți dăm nimic în plus. Asta între noi fie vorba. La primul abonament se numește păsă, pentru că noi unul altuia ne spunem păsă sau păsărel. Se numește păsă și costă 2 lei. Al doilea abonament costă 6 lei, se numește păsărel. Iar al treia abonament costă 49 de lei, se numește păsărel pe steroizi. Așa că dacă vrei să susții și mai mult canalul decât o faci până acum, devin un membru al canalului, că tu ne dai bani și noi îți dăm nimic. Hai să vedem târgul, că am vorbit prea mult. Și ca să ne forțăm norocul și mai mult, comentariile au fost de genul: vinul e foarte prost, mâncarea e stricată, roata s-a blocat. Noi o să le testăm pe toate. Ne forțăm norocul și să vedem ce iese. Uite, dacă vrei să dai cu roata, costă 20 de lei. Și pentru că lumea a rămas blocată în ea, pe 1 decembrie, o să ne dăm și noi o roată, dacă rămânem blocați și noi. 2 minute plus timpii de mișcare. Costă 20 de lei. Emoții? Au rămas oamenii blocați aici pe 1 decembrie. Vedem. Atac de panică, i-a dat pompierii jos. Eu am frică de înălțime, tu știi dacă ne urmărești de ceva timp, nu? Dacă nu ești nou pe aici, tu știi că eu am frică de înălțime și am ales să mă dau în roata asta. N-am nicio cabină acum, sunt toate ocupate, ia uite. Dar de ce se deschid ușile în interior? Nu știu. N-ar putea deschide în exterior? Nu știu. Ți-e frică? Nu. No. Ți-e fricuță? Nu. No. Zi, păsărel. Nu. No. Dacă nu mă uit, dacă închid ochii... Hai că nici nu e așa înaltă. Nu. No. Și uite, ne-am dat în roată și la Iași când am fost la târgul de Crăciun. Da, și deloc mi-a fost frică, da. No, uite, au niște roți de dacie, nu știu de ce sunt astea, cauciucuri pe care se învârte roata asta. Păi dacă e de Dacia, eu zic că e destul de safe. Adică mașina mai safe decât Dacia. Da, acum puțin timp am văzut și un film cu unii într-o roată. Mai știi că am văzut acum puțin timp care au rămas blocați și a căzut ăla acolo și a crăpat? Oh, da, doamne, nu mi-adu aminte. Aoleo. Ce mișto e. Oh, nu-mi dai mie să filmez. Haide. Uite ce panoramă. O să mă ridic. Nu te ridica, stai acolo. Dai mie emoții. Da, eu cam strâng în bara asta, ce să zic. Și acolo, în partea alaltă, e marea. În partea stângă, apropo, târgul de Crăciun se desfășoară în Parcul Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski. Și ăsta a fost încă unul dintre, cum să zic, motivele de plângere, motiv de plângere sau motivele pentru care s-au plâns constanțenii, că s-a desfășoară, dar supărare, că se desfășoară în parcul ăsta aici și că nu e chiar așa cum ar trebui. Dar ce să zic, până acum roata e ok. Distractiv. Da. Durează, scrie acolo că durează 2 minute. Deci cam cât durează și și altceva, cam tot a 2 minute durează, așa că da. Un joc de șac sau de table, la aia mă refeream, bineînțeles. Arată de frumos de aici de sus târgul. Chiar arată foarte frumos. Și uite, nu mi-e frică. Uite că mi-a trecut frica. 2 ture oare ne dau? Cred că da. Un alt motiv de supărare al constanțenilor este că parcul este foarte parcul, da, zona unde se ține târgul e foarte mică și cât s-o vezi? 2 ture. Da, și mai de motură. Mai de motură, da. 2 minute scrie acolo, nu scrie câte ture, scrie 2 minute. Păi da, da. Cât înseamnă 2 minute? Păi nu știu.
Dar arată frumos, uite caruselul ăla, o să mergem la el, e pe două etaje, e supraetajat. Nici în București nu e carusel supraetajat pentru copii să stea cu căluții. A, ne oprește aici sus. Oh, nu. Îmi revin în minte imagine din filmul ăla. De ce a încetinit aici cu noi sus? Ce se întâmplă? Aoleu, nu mai mă, că dacă mă uit în jos, mi se face... O, să mișcă asta cu noi pe sărăm. Eu te nu știu dacă se vede cum se mișcă cabina asta cu noi. Și ne-a oprit sus aici. Să admirăm peisajul. Mama mia. Și noi acum urmează să plecăm în Sri Lanka, dacă ne urmărești de ceva timp. Știi că am tot anunțat că mergem în Sri Lanka și acolo este, chiar vorbeam zile trecute, că e un turn din ăsta foarte înalt. Și noi vrem să urcăm acolo și chiar vorbeam că eu o să merg lipit de zidul, că am rău de înălțime. Mă antrenez acum. Oh, mă ia cu furnicături. Ia, uite, au și un patinoar aici. Foarte frumos. Mă, nu știu dacă sunt întemeiate 100% comentariile de pe site-ul oficial al evenimentului, de pe Facebook. Dar noi până acum ne place. E ok, adică na, nu e târgul de Crăciun de la Viena, nu? Dar pare ok. Între noi fie vorba și mai ales pentru voi, constanțenilor, cu mâna pe inimă vă spunem să ne acopăr la valiera. Târgul de la Budapest, de 3 ani de zile încoace, e declarat ca fiind cel mai frumos din Europa. Aici e mai frumos, serios! Hai pe aici. Am scăpat vii, nu s-a blocat roata cu noi, deci e safe. Bun, dacă deci noi am testat-o. Am bifat unul dintre ei. Da, dacă noi am scăpat vii și nu s-a blocat roata cu noi, înseamnă că nici cu tine nu se va bloca. Mergem să încercăm și mâncarea și băutura acum. Da, uite, arată frumos. Nu-i zăpadă. Dacă ar fi fost zăpadă, cred că ar fi fost mult mai frumos. Da. Arată drăguț. Mie mi se pare că arată drăguț târgul ăsta de Crăciun. Adică... Este cute. Acum, nu știu cum a fost în anii trecuți ca să compar, să-mi dau seama. Și mă gândesc că la baza supărării ăsteia trebuie să mai existe și un alt motiv. Și chiar am fi curioși să aflăm care e motivul. Și că lasă-ne un comentariu. Dacă ești de aici din Constanța sau știi care este motivul pentru care lumea este așa de supărată? Prin fier 12 lei, la fel ca la București. Ca la București, da. O să-l încercăm imediat să vedem dacă e bun sau nu. Dar hai să vedem caruselul ăsta. Uite cât de frumos e. Deci în București nu e așa supraetajat caruselul pentru copii. Ăsta arată foarte frumos. Ia uite. Supraetajat, ia uite. Aici au un rând de căluți și mai e și acolo sus un rând. Foarte frumos. Copiii cred că sunt fascinați, îmi place mie, dar copiilor. Uite, aici e și un indicator cu căsuța moșului. Hai să mergem și noi să o vedem. Uite, soldății ăștia pe aici, ăștia se numesc într-un fel, dar nu îmi scapă acum cum sunt se numesc. Sunt aia din spărgătorul de nuci. Nu? Se numesc într-un fel, da. Chiurtoș, hai să vedem ce prețuri. Uite, 25 de lei în Chiurtoș, ca la târgul de la... E mic. E mic, nu? E mic, rău. La târgul de Crăciun de la Minor, din București, tot 25 de lei, dar e mult mai mare decât ăsta. Chiurtoș pentru care noi am stat 50 de minute la coadă în București. A fost bun, dar n-aș mai sta încă. Într-adevăr, într-o duminică seară, când târgul era foarte aglomerat, mă gândesc că în curs săptămânii nu stai 50 de minute la coadă pentru un chiurtoș, nici în București, dar... Da. Foarte frumos, împodobit, sunt foarte multe luminițe și e destul de animat. Chiar îmi dă așa senzația asta de târg de Crăciun, de oameni veseli, de voioșie. Vata de zahăr, 12 lei. Cană, uite, au și cană cu Crăciun. Au o cană acolo, după modelul de la Viena, unde poți să-ți iei, să plătești cana și să o iei. Sunt drăguțe cănuțele. Da, modelul Viena, nu? Plătești cana și o iei. Da, probabil. Au și pentru cei puternici aici un aparat instalat să-ți măsori puterile. Sunt foarte multe aparate de astea de distracție și pentru copiii mai mari. Fotografii magnetice. La minut, 20 de lei poza mică, 30 de lei poza mare. Și uite, înăuntru aici este căsuța lui Moș Crăciun și e și moșul acolo pe un scaun. Și dacă vrei poză cu moșul, 20 de lei poza mică, 30 de lei poza mare. Vii aici, te pui în brațele lui, îți faci o poză cu el, îți iei poza acasă, îi spui și dorința, dar trebuie să te grăbești. Am văzut în poze și domnișoare mai mari și domni mai mari, deci nu contează vârsta. Da.
Dacă n-ai sub 6 ani, e ok să vii oricum. Plătești aici taxa, îți iei și poza, aia vreau să spun mai devreme, îți pui și dorința, îi spui moșul la ureche ce vrei să-ți aducă și îl aștepți în noaptea de Crăciun. Uite, avem și clătite aici, costă 17 lei o clătită cu Nutella, Nutella și fructe 22 de lei. Deci la prețuri, cam aceleași prețuri ca și la celelalte târguri de Crăciun în România. Vai, dacă de frumos e caruselul ăsta, mă fascinează. Mă fascinează caruselul ăsta cât e de frumos. Și pe mine. E foarte luminat, e super colorat. Și e pe două etaje. M-aș da și eu. De unde o fi? Că scrie balcanic, dar știrile spuneau că mâncarea nu prea e de unde se laudă că ar veni. Asta e problema, că scriau, ziceau la știri că mâncarea ei declarau că e din Ardeal și era de la București. Cu prețul asta de care, Ardeal, exact, aia e problema. Asta care scrie că e mâncare balcanică, oare de unde o fi? Poate de prin America de Sud. Uite și scoverge aici, scovergă cu brânză și usturoi. Adică langoșul cu brânză și usturoi, 25 de lei. Scovergi, 25. Da, e langoșul. Practic, 25 de lei și simplu la 18 lei. Cât am dat noi în București? Nu mai știu. Am dat 31 pe 2 langoși, deci clar a fost mai ieftin. Ultima oară, acum, la târgul West Side din Rochie Roșu. Din drumul Taberei. Și a fost un langoș simplu și unul cu multe chestii pe el. Deci am ieșit mai ieftin acolo decât aici. Ieftin, da. Dar prețurile, în general, sunt cam la fel ca cele din București. Și la vin, și la ce am observat mai pe aici. O să mergem și la patinoa, să vedem cât costă să dai cu patinele. Dar înainte de asta, o să ne uităm la, o să mergem să luăm un vin de la Tarabe de pe aici. Să încercăm și vinul pe care constanțenii îl blamează. Și dacă postăm vlogul ăsta, înseamnă că am supraviețuit și vinului, și mâncării, și roatei, și tot. Ia uite și trenulețul polar aici, 10 lei, o persoană 5 ture. Cu ăsta vine moșul, de obicei, cu trenulețul ăsta. Are și reni, dar doar 4, că restul sunt în grevă ceva. Uite și un brad aici, încă un brad, că mai e unul mai în spate acolo. Mai departe. O scenă unde sunt spectacole. Spune părerea ta sinceră atunci, hai! Mi-a zis Damian să vă spun că vinul e bun pentru că lui îi place. Și am zis că nu pot să mint, că nu e și părerea mea. Nu e bun. Nu e cel mai bun, dar e bun. Adică... Bine, de pe o scară de la 1 la 10, cam pe la ce... 7,5. Cam la două guri și okay. Sunt un pic... Deci 7,5. Așa că e justificată opinia constanțenilor? Părerea atât de... Supărătoare sau ce? Atât de, da, am vrut să zic, de supărăcioși. Nu știu dacă se justifică, poate că n-au nimerit araba bună. Scrie bar pe asta. Scrie bar pe toate. Dar suntem aici, uite, e patinoarul aici și noi suntem aici. Deci vinul bun de la oamenii ăștia, vinul de la oamenii ăștia, asta e ok, e bun. E 8,7,5. Eu îi dau mai mult, eu îi dau 8,5. Mie îmi place mai mult. El a băut mai multe guri, de aia îi place mai mult. E mai fericit. Bună seara, una simplă, vă rog. Dacă am încercat vinul, încercăm și mâncarea. Și pentru că noi deja am mâncat și suntem full, o să încercăm o scovergă. Un langoș. Langoș. Bunica mea la țară să știe că scovergă îi spunea. Bunica zicea gogoașă. Gogoașă e aia, așa, rotundă. Știți voi, la moldoveni sunt gogoși, genți, papuci. General, e mai simplu. Bunica mea spunea scovergă, la asta turtită așa îi spunea scovergă. Ilia. 10 din 10. E pufos și crocant la exterior. Exact cum trebuie să fie un langoș. Am dat 18 lei pe ăsta simplu. E ok. Da, chiar e ok. La toate tarabele de pe aici, au să se poate plăti cu cardul. Doar la roată n-am putut plăti cu cardul, a trebuit să plătim cash și 20 de lei de persoană. Nu o să comentăm? Dar nu o să comentăm de evaziuni fiscale și alte alea, dar... Da, ca să știi, deci dacă vii la târgul de Crăciun din Constanța, la căsuțe poți plăti cu cardul, la roată nu. Hai să vedem, să luăm așa o tură pe aici, să vedem cât costă și cu patinele. E util. Cât costă închiriatul? Și că e gratuit. Gratuit? Mulțumesc. Mă scuzați. Dacă în București se plătesc patinele, aici nu se plătesc, este gratuit închiriatul patinelor și poți să te dai pe patinoar.
Uite, dacă ți se face foame, de aici la cabana dacilor, caravana dacilor, dacă nu ți satisface chirtoșul ăla, și mănânci, uite, o ceafă e 12 lei, nici 7 lei bucata, găsești de toate pentru toată lumea aici. Bună dimineața! De pe malul mării, romantic! Ia uite ce plimbare facem noi! N-am mai filmat aseară pentru că, așa cum se întâmplă de multe ori în vlogurile noastre, ne întâlnim cu prieteni, ne dăm la vorfă, la bârfă și uităm să mai încheiem, să tragem concluzii la vloguri, dar o să tragem concluziile azi, legate de târgul de Crăciun de la Constanța, însă nu imediat, pentru că vrem să-ți mai arătăm și cum se prezintă malul mării negre în luna decembrie. Uite că salvamari sunt acolo, foarte liniștit așa, e și vreme frumoasă azi și uite, oamenii au ieșit la plimbare cu căței foarte mult. Noi suntem în Mamaia Nord acum spre Năvodar și uite cât de multe apartamente s-au construit aici, câte blocuri, foarte multe într-un apartament, însă am stat și noi cu prietenii noștri. De la În lume pe bune, și dacă nu-i urmăriți, vă recomand să o faceți pentru că au un super content. Se vede frumos așa, e liniștit, e... Na, nu-i agitația aia de vara. Bine, nu poți să faci baie, dar... Nu poți să faci baie, nu poți să stai la soare, nu prea poți să faci nimic. Să faci o plimbare pe aici, poți. Dar e plăcut, e relaxant, da. Era bătut vântul foarte tare, astăzi s-a mai domolit, așa e ok, merge de o plimbare. Și lumea, uite, chiar iese la plimbare. Mă gândesc oare cât o stai aici permanent în blocurile astea. Uite, pentru iese că... pub-uri de acolo, deci acolo da, clar stă cineva. Da, da. pentru că astea mă gândesc că sunt făcute să fie închiriate pe timpul verii, dar acum nu știu cât de mulți oameni sunt care locuiesc aici permanent și Iana, pentru că e cam departe de Constanța. Ne uitam acum până în pardon. De aici până în Constanța sunt vreo 20 de kilometri. Bolt, un Uber, un taxi te-ar costa 70-100 de lei, am văzut pe... Am făcut o simulare. E un autobuz care merge, dar cred că face și ăla vreo jumătate de oră, 40 de minute, dacă nu chiar mai mult. Îl testăm noi imediat. Da. Adică e relativ departe de Constanța și nu prea sunt chestii de făcut aici și nici magazine foarte multe. E un Lidl aici, am văzut în apropiere pe hartă. Dar altceva de făcut nu prea ai aici. Și de-aia mă gândesc dacă oamenii stau și iarna aici, sunt mulți care stau și iarna. Nu știu dacă vrei să scapi un pic de agitație, să te odihnești, să te reculegi, să petreci... nu știu, timp mai intim cu partenerul, partenera, e o idee bună. Da, e liniștit, e frumos, e liniștit. Era un camping aici, când vorbeam și aseară. Noi veneam la un camping acum câțiva ani aici, dar cred că s-au vândut blocul și s-au făcut blocurile astea, pentru că nici nu mai figurează nici pe hartă și nici nu mai ne dăm noi seama unde anume era, în ce loc. Dar cred că totuși au vândut locul și s-au construit blocuri. Nu mai aducem aminte nici numele campingului. Dar, na. Uite, și mare liniștit azi, erau valuri puternice. Azi e chiar ok de o plimbare din asta. Uite, e ud până aici, deci au ajuns valurile ieri departe. Departe. Mai facem o plimbare pe aici pe plajă, după care mergem la autobuz ca să-ți arătăm și cât face autobuzul de aici din... Mamaia Nord și până în Constanța. A, și linia 23. Am uitat pe net. Sperăm să nu ne înșelăm. Linia 23 circulă de aici, din Mamaia Nord, din Năvodar, practic, până în Constanța. Aflăm imediat. Aflăm imediat, da. Și cât costă aflăm, că nu știm nici cât costă. Am ajuns în stația de autobuz și... Ba, 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 ba. Hai să vedem și cât costă. Uite, sunt maxi-taxiuri din astea. Constanța-Năvodar, n-au un număr. 23, ăla care ziceam noi, nu... Nu cred că au un număr, dar uite că sunt maxi taxiile astea. Mm. Și să vedem dacă putem plăti și cu cardul sau doar cash. Bună ziua! Două bilete? 18 lei. Se poate și cu cardul sau doar cash? Nu, cash. Cash, okay. Cât am plătit? 18 lei. 9 lei biletul. Se plătește doar cash. 25 de minute mai târziu, iată, ne ajungi în Constanța, la... Casa de Cultură aici. Am coborât mai devreme din microbus, că ne-am gândit să facem câțiva pași. Să ne mai plimbăm. Da. E frumos afară, e soare. Bate un pic vântul, dar e plăcut. Trenul nostru pleacă la 3:30 și e ceasul 1 fără 10. Pentru că noi am venit cu trenul. Nu cred că am menționat asta. N-am menționat. Am venit cu trenul, că mașina noastră e cu parbrizul spart. Și n-am vrut să forțăm norocul să crape mai mult parbrizul și am preferat să venim cu trenul. Și oricum e foarte confortabil, că da.
na, e drumul liber, cum s-ar zice. Exact. Nu e așa aglomerat iarna. Mai facem câțiva pași pe aici, mergem să luăm și o cafea, să băutăm o cafea bună. Am mai spus-o și în vlogurile trecute și o să o tot repet și să repetăm în toate vlogurile. Atunci când tu ai băut undeva o cafea bună, scrie-ne și nouă aici sau pe Instagram, pentru că suntem pasionați de cafea și ne place cafeaua bună, scrie-ne și nouă că poate ajungem și noi în locul respectiv să bem cafea, așa că și dacă ai fost în Constanța și ai băut o cafea bună undeva, scrie și nouă, pentru că a fost că suntem amatori de cafea. Aseară am fost la Madame Baker, Miss Bakery, parcă da, se numește, și a fost foarte bună cafea și niște prăjituri, au sunt niște prăjituri super acolo. Așa că, uite, o recomandare din partea noastră pentru tine, dacă vii în Constanța, poți să treci pe la Miss Bakery să bei o cafea, să mănânci prăjituri. Iată că ne-am oprit aici pe centru vechi să mâncăm ceva, să vină să ținem cu sticla, cu cutia de cola. Înghiuțele mele. Ne-am luat un, cum se numește asta? Toner. 68,8 lei. Ne-am luat 2 tone dintre ăștia de pui și o porție de cartofi prăjiți și... Okay, da. arată bine. Ia să vedem cum e. De gâta mai donerul. Să ne ține de foame până mâine. Thumbs up sau... Da? E bun? Da, foarte bun. Okay. De preș, are foarte multă salată. Să avem poftă zi. După ce am văzut și ursul și am înțeles de unde vine expresia plimbă ursul, ne-am luat câte o cafea de la bookstore, se numea Book Coffee, Coffee Book, ceva de genul. Așa, de aici din centru vechi, suntem la, nu știu, 2 minute de Tommy's Mall. Ne-am luat câte o cafea foarte bună de altfel și o să mergem către gară. Și este vremea, bineînțeles, să tragem concluzii legate de târgul de Crăciun de la Constanța. Acum n-aș vrea să supăr pe nimeni, dar nu ne-a plăcut. Comparat cu ce alte târguri am mai văzut și adică, comparat cu, mai ales, cu feedback-ul venit din partea celorlalți, nu pare să fie chiar așa de tragic. Nu știu, poate sunt niște lucruri pe care noi le înțelegem, poate, da. Poate trebuie să fii de aici ca să exact. Le înțelegi. Sau poate s-a întâmplat ție, dacă mai ai lăsat un review negativ legat de târgul ăsta, poate s-a întâmplat ție să nimerești, nu știu, o tarabă cu... mâncare stricată sau un vin să nu fost bun. Sau în urma review-urilor voastre au reparat exact. Greșelile. Pentru că a fost ok, adică vinul, ai văzut, mi-a dat o notă ok, scoverga a fost foarte ok, tura cu roata panoramică s-a dovedit a fi un succes, n-a rămas acolo chiar agățați. Chiar că Damian a fost foarte teamă. Așa, n-a rămas acolo agățați. Deci, din punctul ăsta de vedere, e ok. Și o să mai revin eu iar cu o chestie, că citeam comentariile de la vlogul care l-am publicat cu cel mai mare târg de Crăciun din România, cel de la Hala la Minor, și comentariile de pe Instagram pe care l-am lăsat, și spunea că este scump. Acum, nu știu cu ce comparați voi, pentru că e scump peste tot, la orice târg de Crăciun, indiferent că este vorba de București, Constanța, Brașov, Sibiu sau Budapesta, Viena, peste tot e scump. Deci asta este clar, ar trebui să... toată lumea să fie conștientă de lucrul ăsta, că te duci la târgul de Crăciun și o să plătești de 3-4 ori mai mult decât face produsul respectiv. Pentru că așa e la toate târgurile de Crăciun. Oamenii ăștia sunt mulți dintre ei care din asta trăiesc. Se mută dintr-un târg în altul, vin la un târg, acum stau 2 săptămâni, pardon, eu sunt foarte răcit. Așa, merg după aia, peste o lună jumate, 2 luni, la alt târg unde stau 1 săptămână, adică nu numai târguri de Crăciun, diverse târguri. Și el din asta trăiește, practic. Și vinde mai scump. Dar ar trebui toată lumea să-și asume chestia asta când merge la un târg de Crăciun, că este scump. Și e scump, vă spunem noi, peste tot. Am fost și în Viena, am fost și în Budapesta, am fost și la Sibiu, am fost și la București, am fost și la Craiova. Peste tot e scump. Deci nu doar un singur târg de Crăciun e scump. Am urmărit mult. El era răceală. Da, concluzia noastră este? Ne place. Vino și tu și încearcă dacă n-ai încercat deja. Dacă ai avut o experiență negativă, mai dai o șansă. S-ar putea să te surprindă plăcut de data asta. Sperăm noi, din suflet. Nu ne-a plăcut. Cam asta a fost vlogul nostru de astăzi. Dacă nu te-ai abonat încă la canalul nostru YouTube, e timpul să o faci, pentru că următorul vlog va fi din... Surpriză, surpriză! Surpriză, surpriză! Am zis mai devreme în vlog niște chestii, dar până să ajungem în Sri Lanka, o să mai avem cel puțin un vlog.
înainte să venim în Sri Lanka și așa că dacă nu te-ai abonat până acum, probabil că este timpul să o faci. Dacă vrei să sprijini mai mult canalul ăsta, să devii membru, să fii păsărel sau păsărel pe săruizi, ai și opțiunea de a, de a fi membru al canalului. Îți mulțumim că ai stat alături de noi până acum. Vino și pe Instagram și pe Facebook, Fabrica de Amintiri, suntem și acolo, iar până la revedere, salutare! Salutare!